Alexandra, mă bucur că avem această ocazie de a sta puțin de vorbă, chiar și așa intermediat de legătura electronică. În momentul de față, în România, ea rămâne în continuare varianta cea mai sigură și plec de la această idee pentru a vedea puțin cum a fost această ultimă perioadă pentru tine. Toate aceste luni pe care mulți dintre noi le-am petrecut o parte din ele în izolare, cum s-au simțit pentru artistul liric? Este o multitudine de gânduri care îmi vin acum în minte ca să răspund la întrebarea asta. Începând de la o primă, cum să spun, frustrare, un șoc atunci când am înțeles că producțiile de operă minunate care mă așteptau au început să cadă una după alta ca popicele, erau niște lucruri care pe care le așteptam cu mare nerăbdare pentru că reprezentau nu numai în sine niște proiecte minunate, ci și o consolidare a schimbării mele de repertoriu. Deci, tu știi foarte bine, eu am început ca mezzosoprană lirică, Mozart, bel canto, muzică franceză. Din ce în ce apoi am avansat către muzica mai dramatică, germană și așa mai departe, iar acum așteptau niște producții ca Don Carlo de Verdi la Covent Garden, Tristan și Isolda de Bud, Valkyria și așa mai departe, Gioconda. Deci, pentru mine a fost așa o oprire foarte abruptă și ușor șocantă. După aceea, când înțelegi că de fapt nu poți face nimic, ești Da. într-o situație cuprinsă de toată lumea, începi cât de cât să vezi partea pozitivă a lucrurilor. Și anume faptul că am fost oprită dintr-un iureș profesional în care mă aflam de foarte mulți ani fără întrerupere și am vrut să profit cât mai mult de acest timp pentru a mă odihni, pentru a mă ocupa de alte proiecte de care nu aveam timp înainte, pentru a fi cu familia și așa mai departe. Sigur că nu este așa de ușor precum crezi, adică refocusarea. Pentru că tu știi, profesia noastră nu este pentru noi doar o profesie, nu este Absolut. doar o meserie. Și este un mod de a exista, Este un continuum, așa este. E un fel de a fi care ajunge să te impregneze în toate aspectele existenței tale, pentru că, evident, ea nu se exercită această vocație până la urmă. Mie îmi place mai mult termenul ăsta decât cel de meserie, doar acolo pe scenă sau în sala de repetiție, ci influențează absolut fiecare clipă în care trebuie să ai grijă, în care trebuie să știi foarte bine în ce stare fizică și emoțională ești, pentru că acolo să existe performanța pe scenă și în sala de repetiție sau în sala de concert. Exact, așa este. Și mie îmi place cuvântul vocație. În germană se spune Berufung, adică este ceva care te cheamă, spunem și noi, chemare, da? Exact. Deci este ceva care te cheamă și care îți adună toate gândurile și toată energia spre momentul de performanță. Și în momentul în care momentul de performanță cade și cade fără perspectivă, deci nu știi când se va relua și în ce condiții se va relua, se întâmplă o transformare care necesită o reechilibrare, ca să zic așa, interioară. Colegul meu și prietenul meu, Sir Willard White, îmi spunea la un moment dat, întrebându-ne reciproc ce mai faci, ce mai faci, el mi-a spus, zice, ce să fac? Încerc să aflu cine sunt când nu sunt un cântăreț. Da. Și mi-a plăcut foarte mult. Da. Deci, asta, după ce ne-am revenit cu toții, să spun cât de cât din această bulversare, eu am savurat foarte mult timpul pe care l-am avut la îndemână și pericolul cel mai mare este că te înveți cu asta. Da. Te înveți cu acest ritm mai domol.
Pe de altă parte, tu și anul trecut ai apărut la București în fața publicului, adevărat, într-o variantă poate neașteptată, negândită până în urmă cu ceva vreme, în fața Ateneului, într-o seară camerală, să-i spunem, intimă, foarte frumoasă. Anul acesta ai revenit în fața publicului bucureștean la Opera Națională București, într-o gală despre care s-a vorbit mult. Așadar, iată că din partea ta și cred că inclusiv în zona internațională au existat pași către o revenire. Au existat, iar eu fac parte dintre artiștii oarecum norocoși care, într-adevăr, pe parcursul acestui ultim an și jumătate, am apărut pe scenă, fie în fața publicului, fie în fața internetului, da, de câteva ori frumoase. Deci, iată, așa cum le aranjează, nu știu, Dumnezeu, destinul, karma, fiecare cum vrea să le spună, nu am făcut ceea ce era planificat să fac, dar, în schimb, am putut să fac o serie de concerte foarte frumoase care au celebrat cei 30 de ani de carieră internațională pe care i-am împlinit. Și în felul ăsta am putut să cânt la București, la Sibiu, la Iași, la Cluj. Exact. Da, atât cu orchestra cât și cu pianul, iată ceea ce povestești. Și asta m-a ținut la un anumit nivel, să zic, psihic, emoțional și profesional. Ruxandra, o întrebare foarte simplă. Realmente, cum îmi vine, așa ți-o și adresez. Într-unul dintre aceste contexte, ți-a fost vreodată frică, ai avut grijă în plus dată de realitatea pe care o trăim cu toții? Mărturisesc că nu. Eu nu. Eu am făcut tot ce a ținut de mine, respectând toate regulile. M-am vaccinat atunci când am putut, am purtat mască atunci când a trebuit, m-am spălat pe mâini de fiecare dată când am intrat undeva sau am venit de undeva. Asta făceam oricum și înainte. Absolut. Îmi răsună din copilărie vocea mamei care de fiecare dată când veneam acasă de la școală spunea: te-ai spălat pe mâini. Deci asta pentru mine n-a fost nicio schimbare. Deci, făcând tot ceea ce a ținut de mine pentru a respecta distanța și toate, sigur, nu am mai adăugat și frica. Nu. Deci, dacă poate sunt fatalistă, poate cred în ceva, nu știu. Deci, ori dacă mă îmbolnăvesc, mă îmbolnăvesc. Dacă nu, nu. Consider că viața este destul de grea și pentru a nu ne o împovăra cu frica de ceva care la un moment dat oricum îți scapă acestui control. Așa este, da. Nu ai nicio influență. Tot ceea ce stă în puterea ta, faci. Mai mult, ce poți să faci? Spune-mi, vorbeai despre lucrurile care nu s-au mai întâmplat fatalmente din pricina situației sanitare, toate aceste contexte profesionale extrem de gratificante în care tu ar fi trebuit să te afli, Don Carlo la Covent Garden, Tristan și Isolda, Gioconda. Simți că acum, dat fiindcă restul lumii, scoatem România din discuția noastră în momentul de față, cumva reînnoadă legăturile ei înseși cu trecutul de acum 2 ani, asemenea punți se refac în ceea ce privește planurile tale viitoare? Se refac și se vor reface, dar destul de greu, pentru că unul dintre efectele globale ale acestei pandemii este că totul s-a bulversat. S-a bulversat sistemul de programare. Înainte se făceau planuri cu ani înainte, se semnau contracte cu ani înainte. Acum nimeni nu mai vrea să semneze vreun contract decât pe ultima sută de metri. Sunt o mulțime de proiecte și proiecte care trebuie recuperate, replanificate. Ele se suprapun față peste celelalte care trebuiau care erau planificate pentru anii ăștia 2022-2023. Oricum s-a redus foarte mult, deci chiar dacă se reia, nu se reia la amplitudinea care era înainte. Impresia mea este că totul s-a complicat, totul s-a
s-a rarefiat, a devenit din ce în ce mai dificil, toate formalitățile pentru fiecare călătorie pe care trebuie să o faci s-au înmulțit. Înainte era ceva oarecum comun, să spunem, când ești să zbori de la un contract la altul sau fiind la un contract pe o perioadă de repetiție mai lungă, să ai câteva zile în care pleci să cânti un concert în altă parte. Toate lucrurile astea nu mai sunt acum chiar așa de la sine înțeles, pentru că fiecare țară are alt regulament, trebuie să fii extraordinar de informat, trebuie să te pricepi să umbli în internet, să-ți completezi toate formularele și exact. Parte. Și plus că foarte multe teatre nici nu vor să se complice și refuză de la bun început orice șansă de a-ți acorda vreo libertate. Și asta mi se pare extraordinar de trist, pentru că după ce un an și jumătate vorba aia a fost deșert și toată lumea a murit de foame și la propriu și la figurat, măcar atâta lucru să fi învățat de aici, o anumită flexibilitate sau un anumit, cum să spun, interes pentru om și nu neapărat pentru instituția și asta. Dar nu, aici nu s-a schimbat mare lucru. Din potrivă, cum zic, toate lucrurile s-au rigidizat. Pentru că ai amintit de o schimbare însă care intervenea, care începuse deja în repertoriul tău, în definirea și autodefinirea ta ca mezzosoprană, acest parcurs pe care tu l-ai făcut de la mezzosoprana lirică, foarte axată pe creația mozartiană, apoi pe muzica franceză, pentru care ai fost și rămâi o ambasadoare excepțională. Iată că în aceste zile în care noi suntem în conversație, cumva te întorci la un alter ego al tău din urmă cu câțiva ani, mezzosoprana adaptată repertoriului de bel canto, pentru că te și întorci la un rol care ți-a adus mari bucurii, Adalgisa din Norma de Bellini, chiar la București. Da, este un proiect care s-a născut surprinzător și pe care sper să ducem cu toții la bun sfârșit. Este așa un fel de idealism de a crede în, forța binelui, că totul va fi bine, cu toate că încep să se dărâme tot fel de cazemate în stânga și în dreapta. Vorbesc despre cazurile care cresc, exact. Și așa mai departe. Și care nu reprezintă doar dificultatea riscului de a se închide teatrul exact după ce ai repetat, ceea ce eu am mai trăit deja și în Portugalia și în alte părți. Da. Dar inclusiv se întârzie cu diverse lucruri, cu decorul, cu nu știu ce, adică totul este mult mai greu în zilele astea. Dar da. Eu sper să demonstrez că se poate cânta și Adalgisa și Zieglinde și Frica și Kundry în același timp. Cu toate că, bineînțeles, nu este chiar de aici, de acolo. Absolut, absolut. Chiar mă gândeam, Ruxandra, în această perioadă în care, evident, agendele voastre ale tuturor au fost mult mai spațiate, mai aerisite, că, practic, voi, chiar și așa, acasă sau pe unde sunteți, rămâneți în muzică. Muzica este în lăuntrul vostru, indiferent de ce se întâmplă afară. Dacă ar fi să te întreb, în toată această perioadă, a cui muzică ai simțit-o foarte aproape de tine, în noile căutări pe care le presupune profesia și vocația de a fi artist liric? Ce mai răspunde? Ți-aș răspunde că printre transformările astea emoționale și de reechilibrare despre care vorbeam, deci aparținând de aceste transformări, ele au avut nevoie de o pauză. Și că în această pauză, pur și simplu, nu m-am mai gândit la absolut nimic. Am avut norocul, a fost din nou un noroc, ca exact în acest an să fiu invitată să predau la clasele de master de la Universitatea de Muzică din Linz, Anton Bruckner Private University, unde am predat, deci, iată, interpretare de opere, oratoriu și lied la studenți peste un an de zile. Asta pe mine m-a ajutat să descoper o nouă
bucurie, pasiune, deci chiar cu mare, mare drag am lucrat cu studenții și având în vedere că, iată, cu toți am descoperit Zoom-ul și Skype-ul, Skype-ul știam dinainte, au avut acces la mine mai mulți tineri care m-au rugat să-i îndrum, fiind sau nefiind în același loc geografic. Și pentru că eu încă dinainte știam posibilitatea asta de a asculta, de a preda, de a sfătui prin Skype, acum n-am făcut decât să o extind. Deci am lucrat foarte mult cu tineri cântăreți și asta mi-a dat o bucurie foarte mare. În ceea ce privește muzica, eu mi-am dat seama că mi-aș dori din nou foarte mult să cânt mai mult lead, ceea ce la începutul carierei mele, având în vedere că veneam dintr-o familie de muzicieni și eram pianistă, toată lumea mi-a prezis o carieră extraordinară de lead și de muzică de cameră și așa mai departe, care după aceea a început și după aceea s-a transformat într-o carieră de operă cu rolurile mari, pentru că așa s-a întâmplat, a mers repede, agențiile sunt cât se poate de fericite pentru proiecte mari și așa mai puțin pentru miniaturi și bijuterii. Dar care n-au lipsit totuși niciodată, ele au mers în paralel. Tu ai avut și ai o identitate completă, artista de operă cu producțiile mari despre care vorbești și artista pentru lead, pentru cameral, pentru vocal simfonic în egală măsură. Tu ai făcut atât de multe și în zona aceasta. Da, așa este, așa este. N-au lipsit. Dar acum mă îndrept și zic, într-un program de lead ești mult mai în măsură să creezi o seară întreagă, să o creezi tu, să fii tu, să ai tu ideea ta și emoția ta pe care vrei să o servești. Deci asta mă atrage și îmi place. În ceea ce privește repertoriul, da, indiferent ce mi-ar place mie, fizic și maturitatea vocală care s-a conturat mă îndreaptă spre roluri mai dramatice. Deci Wagner, Verdi, iată Ponchielli și așa mai departe. Și o altă latură care începe să se profileze din ce în ce mai mult este părerea că eu sunt o specialistă în operă modernă, în opere în primă audiție. Sigur, da, creație contemporană. Creații contemporane. Deci acum urmează foarte curând o creație de acest gen, o primă operă în audiție absolută la opera din Roma cu Daniele Gatti la baghetă. Oh, minunat! Da, o operă de Giorgio Battistelli care se numește Julius Caesar după piesa lui Shakespeare. Și tot așa mă așteaptă o altfel asemenea operă în prima audiție la San Francisco. Deci cumva s-a adăugat și asta la toate celelalte. Toate celelalte care erau oricum multe și iată că într-adevăr punându-le cap la cap pe toate avem portretul unui artist complet, artist modern, un prototip a ceea ce înseamnă cântăreț liric în secolul 21, ceea ce eu despre tine nu este prima oară când afirm că ești cu vârf și îndesat. Ultima întrebare, Ruxandra, spune-mi dacă în această perioadă în care prin forța lucrurilor ai cântat mai puțin, ți-ai cântat ție acasă doar de plăcerea de a o face? Nu. Da, poate suna șocant, dar ceea ce nu am subliniat destul la începutul conversației noastre este că câteodată Dumnezeu nu-ți dă ceea ce-i ceri, ci ceea ce ai tu nevoie. Și anume, eu aveam nevoie de o pauză, eram foarte obosită
Da, a avut loc așa, un fel de cădere. Nu este ceva dramatic, nu este ceva de, vai de mine, sănăbat, dar a fost un opus al susului care fusese înainte, în care eu am savurat la maximum nefăcutul de nimic. Să-i luăm apoi.